Cât de accurate e măsurată inflația în România, ținând cont de faptul că, din câte știu, INSEU nu ia în calculul, în metodologia IPC-ului, comerțul online, care s-a dezvoltat agresiv în perioada pandemiei, și e greu de incorporat și progresul tehnologic în măsurarea inflației. Și vă întreb asta și mai ales și pe domnul Copaciu, pentru că BNR își ia deciziile de politică monetară ținând sau uitându-se foarte atent la rata inflației. Dar o să încep tot cu domnul Libocor. Prin urmare, cât de nu corect, că e corect măsurată, cât de accurate e calculată la noi rata inflației? Corectitudinea nu poate să fie pusă în discuție. Relevanța însă poate să fie discutată, cel puțin pentru faptul că aș zice că sunt două elemente care argumentează nevoia de a discuta relevanța măsurării, nu neapărat corectitudinea. Nu vreau să, deci vreau să spun că nu este Nu consider că se face o greșeală, ci pur și simplu este nevoie de o adaptare la noua realitate. Cele două elemente ar fi comerțul online, pe de o parte, și dereglementarea pieței. Vorbesc de piața utilităților, energie și gaz. Se știe că, spre exemplu, în coșul de inflație, alimentele au avut o pondere foarte mare acum 20-25 de ani, ceea ce făcea indicele să fie destul de, hai să spun așa, instabil sau vulnerabil la intemperii, în ghilimele, pentru moment din economie. Știm, agricultura, anul bun sau anul mai puțin bun. Aici lucrurile au mers pe un făgaș firesc și ponderea alimentelor în coș este mult mai mică acum. Apoi avem comerțul online. Comerțul online nu era, cel puțin înainte, o caracteristică relevantă a comerțului în ansamblu în România. Crescuse, e adevărat, față de acum 10 ani, dar a explodat pur și simplu, după cum știm, anul trecut și pe bună dreptate și este de înțeles că s-a întâmplat așa, pentru că altfel nu se putea. Acum, în comerțul online, probabil că, nu probabil, precis, toată lumea știe, în primul rând, se poate discuta despre un preț mai mic al produselor, deoarece se elimină o mulțime din costurile care intră în prețul final. Nu, produsul stă undeva într-un depozit, nu mai e adus în magazin, nu se mai plătește pentru magazin, tot ce înseamnă consumul în magazin și așa mai departe. Însă există acolo o metodologie, dacă pot să-i spun așa, Dynamic Prices se numește. N-am să intru în detalii. Dar această chestiune are capacitatea de a elimina acel avantaj al costurilor mai mici, deoarece se merge pe ideea de a obține beneficiul maxim din vânzarea unui produs și se cam uită de costuri, se pune accent, cum spuneam, pe cum îl marketăm și cum putem să-l vindem astfel încât să avem profit cât mai mare. Deci, o dată ar fi comerțul online și după aceea prețul utilităților. Până acum ele erau excluse, nu că erau piețe reglementate, servicii reglementate, dacă vreți să le spun așa. Acum vor intra probabil în cor 2, doar ce sunt dereglementate. Și mă aștept ca o dată intrate acolo să genereze volatilitate. Acum există două, după mine, opțiuni. Fie să le reizolăm undeva, să spunem că sunt produse sensibile sau cum vrem să le spunem, fie să ținem seama de ele și să vedem ce se întâmplă mai departe. Cam astea le văd a fi provocările momentului și care vor rămâne și pe viitor din punct de vedere a măsurării, a relevanței, cum spuneam, măsurării dinamicii prețurilor din economie. Însă sunt ferm convins că probabil că va dura un an sau doi până când vom avea provocări și mai mari de atâta. Apropo de avantajele pe care le aduce digitalizarea, tehnologizarea, pe care eu le citesc în două registre.
unul net pozitiv și unul mai puțin pozitiv. Adică tehnologia, ca și până acum de altfel, aduce beneficii în măsura în care este utilizată corespunzător și cu bună credință, dacă vreți să-i spun așa. Însă tehnologia, digitalizarea, are și fațete mai puțin plăcute, ascunse, pe care le vom descoperi din ce în ce, le vom vedea din ce în ce mai des. Nu vreau să neg per ansamblu avantajele digitalizării, dar vreau să spun că nu putem să discutăm exclusiv de avantaje acolo. Nu, întotdeauna când ceva se câștigă, altceva se pierde. Există și dezavantaje. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Domnule Dumitru, cât de relevant e cea mai elegantă exprimare? E măsurată inflația. E clar că această pandemie a bulversat multe lucruri și în domeniul statistic probabil au fost multe efecte. Pe lângă faptul că s-a schimbat coșul de consum la foarte mulți, în cazul multor consumatori, e clar că ai cumpărat mai mult online, că, nu știu, eu, spre exemplu, m-am mutat cu familia toată vara trecută, am stat la țară. Este absolut clar că ai alt coș de consum acolo decât atunci când stăteai la oraș. Adică s-au produs modificări majore, plus că și dificultatea colectării datelor. Când ai avut magazine închise, spre exemplu, de unde le colectezi datele? Dacă ele au fost închise o anumită perioadă, perioada de lockdown în special. Adică e... Bine, sunt și probleme pe care le aveam mai dinainte, spre exemplu, faptul că avem un coș de consum care reflectă, să zicem, astăzi ceea ce era de fapt acum 2 ani, dacă nu mă înșel, cred că e o întârziere de 2 ani și vreau pe Mihai să mă corecteze dacă greșesc. Da, lucrăm cu materialul clientului, adică astea sunt datele, ca economiști, analiști, sunt cifre cu care lucrăm zi de zi. Nu am niciun dubiu că ele sunt livrate cu bună credință. Absolut. Dar da, metodele de stabilire a coșului, de modul în care sunt măsurate datele, probabil că sunt, au plusuri și minusuri. Mulțumesc foarte mult. Domnule Lungu. Această problemă este una universal valabilă, adică practic toți ne întrebăm, nu numai noi. Și cei din SUA se întreabă, de exemplu, da, dacă inflația care este publicată de către inflația anuală, mă rog, este reprezentativă. Adică, practic, ce intră acolo contează foarte mult. Ce anume, ce pondere au diverse bunuri și servicii în acel coș de consum. Și, într-adevăr, ar fi două aspecte. Unul este că, practic, istoric, dacă ne uităm la produsele care sunt așa numitele durabile, da? Ele, nu știu, ție un calculator, o casă. Deci prețul la aceste produse, de regulă, se poate ajusta calitativ, deci pentru câștigurile în timp de calitate. Sigur, și aici intrăm în alte probleme. Cum îl ajustezi, de ce îl faci așa și așa mai departe. Și aceste prețuri, în speță, au crescut mai încet decât prețurile serviciilor. Și la noi putem să observăm asta. Ne uităm la serviciile medicale private, de exemplu, sunt primele care ne vin în minte. Ele țin pasul cu inflația mult mai bine decât prețul unor produse durable, dacă le numim noi economiști. Deci, sigur, contează foarte mult, iar așa cum spunea și eu, nu și pe înainte, practic s-a schimbat foarte mult și coșul. Imaginați-vă o familie, dacă are acum în pandemie, trebuia să meargă în fiecare lună să se miște în altă țară, de exemplu. Din start a trebuit să plătească mult mai mult pe costul acestor teste COVID, care nu costă puțin. Dacă ești 2-3 persoane și plătești în fiecare lună, atât când te duci și atât când te întorci, suma asta practic trai o altă inflație din start, inflația personală, să zic așa. Da? Deci sunt foarte multe lucruri care se schimbă și într-adevăr tot ce putem face la ora actuală este într-adevăr, dacă putem să îmbunătățim ceva pe acest palier, alminteri lucrăm cu aceste date și asta este. Da, vă mulțumesc foarte mult. Domnule Copaciu, cum se vede dinspre BNR IPC-ul? Bine, ca să spun așa, din punct de vedere
Aș putea să încep cu concluzia, dar nu. Haideți să revin la un răspuns pe care vreau să-l dau pe trei paliere. Primul e legat de coșul de consum. E clar că pentru a ști ce prețuri să măsor în economie, ca și Institutul Național de Statistică, am nevoie de un coș de consum. Pentru că, unul, nu le pot măsura pe toate și, doi, mă interesează doar prețurile de consum și nu celelalte, prețurile finale către consumatori, către gospodări. După cum spunea și Ionuț, datorită faptului că rezultatele care generează compoziția coșului de consum nu sunt disponibile în timp real, se folosește coșul de consum de la momentul T-2. Deci anul acesta avem coșul de consum din 2018. Pe ce bază se realizează coșul de consum? E o anchetă cu rezultate publicate, ea e lunară, dar rezultatele sunt publicate trimestrial și anual de către Institutul Național de Statistică. Se numește Ancheta Bugetelor de Familie. Am lucrat cu datele și o cunosc destul de bine, în care în fiecare lună aproximativ 3.000 de gospodării, pe un eșantion reprezentativ, distribuit reprezentativ pe teritoriul României, atât urban cât și rural, completează o serie multiple informații, dar și consumul de bunuri. Și aici vorbim de informații foarte detaliate, banane de calitate A, marca nu știu câte kilograme și ce preț am plătit pentru el. E, în urma acestei anchete se face un coș de consum reprezentativ, mediu. E clar că cu probabilitate de 100% nu e nici coșul meu, nici coșul dumneavoastră. E un coș mediu care reflectă obiceiurile de consum ale unei gospodării, să spunem medii, deși în fine media s-ar putea să nu existe, per se o gospodărie care să fie gospodărie medie, din România. Aceste ponderi sunt folosite peste 2 ani pentru a înmulți prețurile colectate în acel moment cu ponderile anterioare. Prima întrebare e în ce măsură comportamentul de consum al populației s-a schimbat în pandemie relativ la 2018. Și aici m-am uitat puțin pe comunicatele INSE-ului și m-am uitat pe trimestrul 2, unde au fost cele mai mari restricții, din 2020, și m-am uitat pe mari categorii la ce era în 2018. La nivel vedem o repoziționare, dar nu atât de drastică, cel puțin la nivel de categorii agregate cât ne-am aștepta. A crescut ponderea alimentelor și băuturilor cu aproximativ 4 puncte procentuale, vorbim de aproximativ 34,2 în trimestrul 2-2020, deci când am avut lockdown, relativ la 30,8 în 2018. Ponderea asta crescută alimentelor a reflectat, de fapt, o pondere mai scăzută în cazul serviciilor, unde nu e inclusă energia aici, unde avem aproximativ 24,8 în trimestrul 2 din 2020, relativ la 28,1 în 2018. Deci schimbările, cel puțin dacă ne uităm agregat, nu sunt foarte, foarte mari. Deci asta ar fi la nivel de coș de consum. Asta e coșul din deocamdată lucrăm cu coșul din 2018 și asta e procedura cam a tuturor instituțiilor naționale de statistică din Uniunea Europeană, procedura recomandată de Eurostat. Bun, întrebarea e cum culeg prețurile în 2020. În mod normal, INSE-ul culege prețurile în cele mai multe pentru cele mai multe prețuri le culege prin deplasarea operatorilor în magazinele selectate pentru. Cred că sunt mii de produse. Noi vedem doar niște categorii, câteva zeci de categorii în comunicatul detaliat, dar de fapt sunt mii de produse în spate. În aprilie anul trecut, odată cu instituirea lockdown-ului, INSE-ul în comunicatul pentru inflația, sau în comunicatul din aprilie, cred, pentru inflația din luna martie, a subliniat că, conform recomandărilor Eurostat, ar putea să existe, din cauza restricțiilor de mobilitate, anumite probleme în colectarea prețurilor și, în concordanță cu recomandările menționate, vor apela la metode sau au apelat la metode alternative. Și aici, metodele alternative, vorbim fie de colectare online de prețuri, telefonic sau pe monitorul prețurilor, cred că de la ANPC sau Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței. Deci au luat informații inclusiv de acolo. Dacă nu au existat, dacă pentru un anumit sortiment nu au existat informații prin aceste metode alternative, Eurostatul oferă sau a oferit modalități de imputare a acestor prețuri.
modalități tehnice. Deci, din punctul ăsta de vedere, să spun așa, INSEU s-a acomodat problemelor din pandemie și similar cu celelalte institute au încercat să rezolve probleme. Legat de problema de calitate, într-adevăr, e o problemă care poate să conducă la un anumit deplasare, la anumite estimări poate diferite ale prețurilor pentru produse, dar aici iarăși Eurostatul vine în manualul lor de prețuri cu o serie de recomandări cum să tratăm diferențele respective de calitate. De exemplu, nu știu, un coșul pe care îl folosesc anul acesta, am o mașină cu dotări tehnice suplimentare. Gândiți-vă că INSEU se uită la produse de gen, nu știu, Volkswagen GTI pe benzină vechi de 2 ani. Cam asta este, să spun, un produs. Dacă în coșul de consum din anul următor ne apare Volkswagen GTI pe benzină cu niște dotări suplimentare vechi de 2 ani, nu pot să-l compar, pentru că e o diferență de calitate. Și atunci sunt o serie de recomandări cum trebuie să tratate și aceste diferențe în calitate și care implică o anumită racordare a indicilor de la un an la altul pe măsură ce coșul se schimbă. Dar din punct de vedere metodologic e ok. Pentru noi, și ultimul palier pe care aș vrea să-l ating e în ce măsură activitatea noastră e influențată de aceste aspecte. Dacă ne-am uitat doar la IPC, cred că am fi foarte bucuroși. Monitorizăm foarte, foarte mulți indicatori, fie de prețuri sau nu numai de prețuri, pe toate palierele activității economice și în luarea deciziei board-ul nu se uită doar la inflația prețurilor de consum. Într-adevăr, e importantă, dat fiind obiectivul și ținta de inflație, dar deciziile se reflectă, de fapt, o analiză mult mai multor indicatori. Noi, de exemplu, în departament avem pe un anumit grad de granularitate similar cu cel al INSEU-ului, avem și un indice de prețuri pe care îl colectăm online. Web scraping, ne uităm la prețurile produselor și concluziile de cel mai multe ori în ce privește dinamica, nu neapărat nivelul, dar dinamica prețurilor concluziile sunt similare.